Hei, a fost o zi foarte interesantă la Parlament. Întâi s-au îmbrâncit, s-au înjurat, s-au făcut securiști unii pe alții. Vezi, doamne Auruci, și că e acum apără democrația, alegerile libere. De fapt, adevărul, vi l-am zis și ora trecută, Aurul e în scădere, de fapt, în sondaje. Simion e sub șoșoacă în sondajele pentru prezidențiale, iar PNL și PSD sunt un mare topogan, mai ales PNL-ul. Acum, cu prețul îngenunchierii democrației, coaliția vrea să îl salveze pe domnul Ciucă, adică să facem alegeri comasate. V-am zis și ora trecută, Ciucă seară zicea că el nu știe a cui a fost ideea cu alegerile comasate. Astăzi, la ora 2, ne anunța că a votat în unanimitate PNL-ul să se pornească discuțiile pe comasare. Eu am înțeles că mai sunt niște țări pe unde se fac alegeri europarlamentare în aceeași zi cu alegeri locale, generale și așa mai departe. Bun, dacă ăsta e argumentul. Însă în România, alegerile locale în 2020 au fost 27 septembrie. Le aduci pe 9 iunie ca să-mi ții 4 luni de haos în țară. Primari, președinte Consilii Județene, Consilii Locale, Consiliul General, Consilii Județene, se iau trei, se omoară, se aleargă. N-o să se mai întâmple nimic în administrația publică locală, singura în care se mai întâmplă ceva, ce să vezi. Însă, în schimbul comasării, PSD-ul cere candidat unic, iar PNL-ul vine cu ideea să se facă rocadă prezidențială, adică primul e al vostru, următorul e al nostru. Păi și noi de ce mai votăm, mă, nesimțiților? Noi de ce votăm? Unde mai e democrația? Unde mai e Constituția? Cine simțirea asta fabuloasă auzi de la Partidul Liberal? Național Liberal? Care liberalism? Cine mai sunteți voi? Ciucă ăsta mai e și președintele Senatului, adică al doilea om în stat. Atât de nesimțiți sunt, dincolo de faptul că și-au apărat toate privilegiile, dincolo de faptul că au abdicat de la orice legătură cu dreapta, cu liberalismul, cu orice... Au îngenunchiat mediul de afaceri, e un dezastru, nu mai poate nimeni, nu mai putem, înțelegeți? Nu mai avem cum să mai susținem, să vă plătim taxe și impozite în fiecare lună, în fiecare zi, nu mai putem. Și când nu o să mai putem deloc, nu știu ce o să faceți, o să rămâneți voi între voi. Da, mă, democrația costă și înseamnă alegeri, nesimțiților. Iohannis tace, el nu știe, n-a văzut nici de-astea. Președintele Franței, în schimb, cu toți fermierii aia dând foc pe acolo, se duce să vorbească cu Ursula von der Leyen. Al nostru nu se bagă în asta, el n-are nimic de zis. Șoc și groază. Se mai prelungește și povestea cu Ucraina la cereale și vă arăt imediat. Abia așteaptă fermierii noștri. Dincolo de restul problemelor, dincolo de politicile cu Green Deal și toate mizerile, ci că au dat ordonanță să suspende ratele fermierilor. Minciună! Fac băncile dacă vor asta, dacă nu, nu, scrie în ordonanță. Altă minciună, altă țeapă, totul e o țeapă continuă și oamenii nu mai pot. Mă rog, acum, că ei, juriștii lor și tot ce înseamnă zona de justiție a României, se concentrează dacă putem să comasăm sau nu, dar nu vreți să vă ocupați de justiție cu adevărat? Că nu mai au oamenii nici până instanțe, se duc și mor acolo. Acolo rămân cu procesele. Nu mai zic că nu mai primești hotărârile cu lunile, da? Sunt o mulțime de probleme, dar cine să le vadă? La Camera Deputaților le-a spart site-ul, au plecat cu sute de documente, ciolacu zice că el nu o să plătească răscumpărarea la hackeri, o să-și facă alt buletin, dar mergeți, domnul Ciolacu, să vedeți că și la buletin e tot ca la Buzău pe vremuri. Nu s-a schimbat nimic nici acolo, tot la etajul 7 trebuie să urcați să depuneți declarația online. Discutăm despre aceste subiecte și despre pensii, despre... batjocura, absolut, totală, din partea coaliției de guvernare la adresa românilor. Începe a doua oră de Politica Zilei. Sunt Ioana Constantin. Mulțumesc că sunteți aici. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră în platou, Felix Cosma, PSD, mulțumesc foarte mult. Bogdan Bărbuceanu, avocat, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Prin o legătură telefonică directă, Diana Stoica, deputat USR, mulțumesc. Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, mulțumesc. De asemenea, Ionel Arion, din partea ProAgro, bun găsit! Bună ziua! Domnule Arion, mai vine și această informație că nu erau destule pentru dumneavoastră cei din zona agricolă. Se prelungește această scutire pe care o dădea Uniunea de taxe pentru importurile din Ucraina.
Măsura a fost o formă de ajutor, da, pentru Ucraina, în vigoare din iunie 2022 și a dus la numeroase proteste. Vă spuneam mai devreme că la nivelul Uniunii Europene urmează discuții și pe politica agricolă, pentru că sunt proteste masive ale fermierilor în Franța, în Belgia, în Italia, Germania. La noi s-au mai domolit un pic, însă francezii incendiază, au blocat 100 de kilometri de autostradă. Sunt tensiune acum între jandari și fermieri, italienii și ei în stradă. Domnule Arion, cum primiți această nouă lovitură legată de importuri? Și zici că dacă vine o avalanșă prea mare pe piață, mai discutăm. Da, se vede și se simte sfidarea Comisiei Europene de data aceasta, pentru că din turnul lor de fildeș totul arată splendid și frumos de acolo, de la Bruxelles. Însă și săptămâna aceasta și săptămâna viitoare noi așteptăm încă răspuns pentru acele derogări pe care le-am cerut pentru gaecuri ca fermieri, dar tot ca fermieri am făcut și o scrisoare deschisă către Comisia Europeană în care am cerut ca acolo unde există autosuficiență pe un anumit produs, noi să nu importăm. Dacă la grâu avem autosuficiență 300%, nu avem nevoie de importuri. Dacă la porumb este același lucru, nu avem nevoie de importuri. Pe carnea de pasăre, de asemenea, avem autosuficiență 160%. Nu avem nevoie de carne de pasăre. Toate aceste lucruri trebuie luate în seamă, în serios. Mâine va fi o discuție în Consiliul Europei, unde șefii de stat și de guverne vor decide ce se va întâmpla. Faptul că domnul președinte Iohannis a ales să nu ia în seamă de fiecare dată când noi am sesizat aceste probleme și nu le-a discutat în Consiliu, suntem unde suntem azi ca țară sau noi ca fermieri sau ca producători de alimente, procesatori, industrie alimentară și așa mai departe. Cadrul acesta pe care s-a permis prelungirea importului fără taxe, ok, este bine pentru Comisia Europeană, este bine pentru Uniunea Europeană, dar să ia aceste produse țările din Uniunea Europeană care au aceste nevoi și necesități. Dar nu-mi închipui cum se întâmplă chestiunea aceasta când noi, Uniunea Europeană, suntem cel mai mare exportator de producători și exportator de alimente, avem autosuficiență pe toate palierele și nu-mi explic cum am avea nevoie de importuri. Da, dar mai este încă o măsură și vreau, profit că sunteți aici, domnule Arion, acele terenuri lăsate pârloagă, propunerea Uniunii a Bruxellesului este 7% din suprafața cultivată să fie fără pesticide. Cum vedeți această propunere? Este un draft. Noi am spus că nu suntem de acord. Am cerut ca acel GAEC 8, cel care simbolic, așa îi spunem noi, cu pârloaga, să fie suspendat. Adică să nu se mai vorbească de el până în 2027, pentru că nu este benefic nici pentru economia României, nici pentru fermieri, pentru nimeni. Chiar dacă acel comisar european pe agricultură spune că noi avem producție agricolă foarte bună, da, și asta noi vorbim de Uniunea Europeană, nu doar de România, asta îl contrazice când dă liber la fără taxe importuri. Dar dacă avem producție foarte bună și atunci trebuie să lăsăm pârloagă, de ce mai avem nevoie de importuri? Se bat cap în cap lucrurile. E o utopie pe care nu vor să o ia în seamă. Acele terenuri noi nu vom fi de acord cu ele. Dacă nu se dă suspendare pentru el sau derogare, cum a fost în anul trecut, noi nu vom lua în seamă nicio altă propunere, pentru că pentru fermele din România nu se potrivește ceea ce este benefic în Franța, în Olanda sau în altă parte. Nu avem aceeași climă, nu avem aceleași condiții, deci nu acceptăm condiționalități universal valabile. Trebuie să se țină cont de specificul fiecărei țări în parte. Da, domnule Arion, mai este o ultimă chestiune. A apărut în monitor această ordonanță cu măsurile guvernului. Ne uitam la povestea cu suspendarea ratelor, aflăm că nu se suspendă de fapt, că e doar la latitudinea băncilor și trebuie să și demonstrezi dacă ai fost afectat de secetă, dacă ai fost afectat de ce se întâmplă cu Ucraina. Deci e fix apă de ploaie. Da, pentru
pentru o parte din fermierii noștri sunt și lucruri bune. Nu se potrivește pentru toată lumea. Acum, din toți fermierii din România, 760.000 care sunt la APIA, doar 30.000 sunt entități economice cu cod fiscal. Din aceștia, doar vreo 10-11.000 mai sunt bancabili. Asta înseamnă că se pot pune la masă și discuta pentru un credit cu băncile din România. Însă, cu toții pe această ordonanță, vom fi analizați de bancă. Nu de Ministerul Agriculturii, nu de Ministerul Economiei, nu de Ministerul Finanțelor. Da, și mai era ieri o discuție aici în emisiunea mea, spuneau foarte mulți că sunt și multe IFN-uri și aici nu există nicio posibilitate de intervenție a Guvernului, deși ar trebui Banca Națională să intervină. Domnule Arion, mulțumesc mult pentru prezență. Telespectatorii văd imagini și din Italia și din Franța și din Belgia, Germania. Am făcut un colaj al acestor proteste care se întâmplă în întreaga Europa. Cum spuneam, președintele francez urmează să vorbească mâine cu Ursula von der Leyen. Se schimbă sau nu ceva la politica agricolă a Uniunii? Aceasta e întrebarea. Asta și în contextul în care avem, iată, această nouă informație că se prelungește scutirea de taxe pentru importurile Ucrainei. Dragoș Frumosu, președintele Sindaliment, alături de noi. Bună ziua, domnule Frumosu! Seară bună! Ia spuneți-ne, cum primim această veste? L-am întrebat pe domnul Arion mai devreme, parcă era vorba că terminăm cu treaba asta. Deci în mijlocul acestor proteste vine și această lovitură. Sigur că este trist. Și asta denotă și argumentat acum faptul că reprezentanții noștri sunt lipsiți de vlagă și de putere în negociere vis-a-vis de faptul că scutirea de taxe a produselor venite din Ucraina nenorocesc atât agricultura cât și industria alimentară românească. Asta, eu știu, vine ca bomboana pe colivă, dacă pot spune așa, și arată, de fapt, lauda pe care ne-a spus-o acum câteva, cred că o săptămână în urmă, ministrul agriculturii, care se ducea să rezolve problemele la Bruxelles și iată că nu a reușit să rezolve nimic. Cred că singura noastră șansă într-o astfel de situație, după cum vedem, eu, să știți, vă spun sincer, eu văd încă o încercare, nu cu reprezentanții noștri care sunt, mă rog, n-aș spune incompetenți pentru că aș jigni și nu-mi permit să spun lucrul ăsta, care nu au puterea necesară să negocieze, inclusiv parlamentarii noștri europeni, care ar fi trebuit, chiar dacă sunt singuri, să fi făcut să fi luat o poziție chiar și acum, chiar dacă nu s-a discutat neapărat în Parlamentul European, dar să arate problemele cu adevărat pe care fermierii noștri... Domnule Frumosu, eu cred că europarlamentarii sunt singurii care și-au mai făcut treaba și pe Schengen și pe agricultură. Problema noastră rămâne la București, președinte, da. Guvern. Adică aici avem o problemă foarte mare. Deci ziceți că urmează iar să ne inundăm cu produse ucrainene toată vara, toată primăvara... Ca și am eu cred că fermierii noștri, și eu mâine chiar probabil că s-ar putea să am o mică întâlnire cu ei, cred că ar trebui să organizeze un protest în fața Parlamentului la Bruxelles. Eu cred că este o șansă și cred că speranța noastră, dacă pot spune așa, poate să vină numai dinspre fermierii francezi, care sunt foarte hotărâți în acțiune. Într-adevăr, sunt baricade de foc pe sute de kilometri de autostradă. Mulțumesc mult, Dragoș Frumosu, pentru că ați fost aici. Mergem mai departe, urmărim care e de fapt interesul politicienilor când țara e în prăpastie totală. Nu am dus subiectul să-l analizăm la nivelul Biroului Politic Național. Nu putem să luăm o decizie doar la nivelul executivului. Este nevoie să discutăm în partid. Această nouă propunere nu este de la Partidul Național Liberal. Nu este de la dumneavoastră. Nu este de la noi. Și la PSD trebuie, sau la trebuie, cine? Trebuie să recunoaștem, să fim onești și să spunem că nu este de la noi. Legat de comasarea alegerilor, ca atare, conducerea executivă a partidului a fost mandatată de către Biroul Politic Național să analizeze, să negocieze în interiorul coaliției pe marginea acestui demers. Da, aseară Ciucă nu știa nimic despre treaba asta, habar n-avea cum a intrat pe geamul lui ideea asta cu comasarea și trage de urechi și nu-l lasă să doarmă noaptea. Dom'le, nu știa ce-i cu ideea asta, s-a trezit nervos, a venit dimineață la Parlament, au făcut ședință, au venit și ea de la Aur, i-a urecheat pe acolo, ea de la Aur,
mână în mână cu ei, evident, să facă circ. Ca naibii treabă, s-a votat unanimitate la PNL-ul. Bogdan Bărbuceanu, opinia avocatului, e constituțional, nu e? Că ei zic, domne, mai sunt și alte țări care fac asta. Acum am mai pus două o rocadă cică prezidențială. Sigur, comunicarea publică, după părerea mea, lasă de dorit, pentru că l-am urmărit și eu pe domnul Ciucă aseară și n-am înțeles mare lucru. Adică întrebat dacă va candida la președinție, ne-a spus că da, adică că nu poate să-i lase pe colegii dânsului așa, dar că încă nu s-a hotărât. Bun, trecând peste asta, sigur că chestiunea de constituționalitate, mă scuzați, eu nu o văd în acest aspect. Pentru că nicăieri în Constituție nu se interzice comasarea alegerilor. Mai degrabă aș vedea în privința modului în care sunt alegerile parlamentare organizate, adică cele liste, pentru că tot Constituția ne spune că avem un vot direct, însă știm cu toții că votul nu este direct, nu este pe persoană, este pe listă, persoana poate fi a 30-a pe listă și în mod indirect sigur îi votez pe ceilalți. Deci din perspectiva asta constituțională eu nu văd nicio problemă. Sigur, acum se pune problema de oportunitate. Dacă discutăm de o reducere de cheltuieli, pot să fiu de acord. Dacă Democrația costă. Absolut, sigur, nu e nicio problemă să fie și așa. Democrația presupune în primul rând dezbatere și de aceea trebuie să analizăm, să vedem care sunt punctele bune, care sunt punctele rele. S-ar putea, pe de altă parte, și am auzit-o chiar din perspectiva mai multor analiști politici, că această modalitate le aduce mai multă lume la vot. Primarii aduc mai multă lume la vot. Pentru că știm că foarte puțin ies la vot și de aceea avem și rezultatele pe care le avem. Deci trebuie să analizăm din aceste perspective de oportunitate și mai puțin din perspectiva constituționalității, pentru că nu văd să existe un impediment. Adică nu se împiedice nimic la CCR, de fapt, asta. Da. Mă rog, oricum nu împiedica nici când erau probleme. Discutăm strict din interes politic și economic, da, dacă vrei. Economic eu nu pot fi de acord. Eu cred că mai bine să-i reducă numărul de parlamentari și alte chestiuni. Domnule Cosma, ați discutat la PSD astăzi, ce s-a întâmplat până la urmă? Că PNL-ul a votat, punctul 4, a zis domnul Ciucă. Discuțiile noastre la Comitetul Politic Național, dar și la reuniunea grupurilor parlamentare au fost de altă natură. La reuniune s-a discutat strict de prioritățile legislative, iar la întâlnirea noastră pe Comitetul Politic Național au fost discutate aspecte legate de guvernare, de economie, de prioritățile care sunt în acea zonă. Sigur că poate să fie mulți factori care să influențeze, unii vor spune pozitiv, alții negativ, modalitatea în care cei de la PNL gândesc să iasă cu discuția aceasta legată de comasare. Au luat și un vot. Noi nici măcar nu l-am discutat. Că există discuții în rândul primarilor, colegilor noștri, a parlamentarilor, da, pentru că este o temă publică. Dar în momentul de față, Partidul Social Democrat nu a luat nicio, cum să spun, o măsură în acest sens. Adică, domnule Cosma, vreți să-mi spuneți că nu le dați comasarea ca să-l salvați pe Ciucă și să vă dea ei la schimb candidatul unic la prezidențiale? Asta nu știu dacă e o temă legată de prezidențiale. Păi domnul Ciolacu a zis că e o idee bună. Poate să fie dacă înțelegerea din coaliție să ajungă acolo încât aduce ceva pentru cetățenii țării, da, și înțelegerea în coaliție să fie de acest gen. Să o facem de dragul faptului că trebuie să rămână la guvernare un partid sau altul și să scadă altul, nu este corect. Noi am spus-o încă de la început, când a apărut în urmă cu câteva zile, interesul legitim al nostru ca partid este să aducă ceva pentru cetățeni. Exact cum spunea și colegul meu de platou, dacă într-adevăr discutăm de economie, dacă într-adevăr discutăm de un act democratic mai presus decât ceea ce s-ar putea întâmpla în alegerile clasice. Cosma, da, vă rog eu frumos că sunt și președintele autoritatea pentru funcționarii publici. Doamne, dați afară oamenii ăștia din stat, aveți 200 de secretari de stat, că nu mai putem să plătim pentru ei, nu mai avem bani să plătim noi cetățenii, nu mai avem bani. Se lucrează la reorganizarea. Dar dă-o încolo de redonde, era Ciucă ăsta, era premier săracul când a dat ordonanța cumpătării. A fost prima, că la ei așa se cheamă, că toți proștii știu cuvinte mari, care, mă rog, în capul lor funcționează altfel, da? Ordonanța cumpătării, a naiba treabă, tot 200 de secretari sunt, domne, mai sunt și ea de la UDMR încă acolo. Dați-i afară dacă vreți economie, faceți 300 de parlamentari, faceți altceva, reorganizați ministerele astea, 70 câte aveți, nu ne spuneți nouă să nu ieșim la vot. Dar nu a spus nimeni să nu se iasă. Păi ba dacă asta vreți, faceți economie la democrație. Nu e adevărat. Păi nu vă contagiați de la liberali, vă rog. Mai mult cu cât se vor comasa, sub o formă sau alta. Dacă discutăm în momentul de față de interesul legitim de la locale, clar, nu poate să spună nimeni că nu vin mai multe persoane la vot. Ba da, vin. Doar că vă spun că nu este o discuție pe care noi să o acceptăm. Domnul Cosma, vin mai multe persoane care să voteze cu PNL-ul și PSD-ul ca să rămână Ciucă președinte la PNL-ul, că despre asta e vorba. Poate adică dumneavoastră auziți, domnilor primari, scoteți-i domne la vot să vă voteze pe voi și ziceți-le să arunce domnealea de la europarlamentare, să le pună goale acolo, ca să vă bateți joc de ei până la capăt. Ce poate să vă facă? Subiectul legat de cheltuieli, să știți
știți că nu stă în picioare. S-a discutat. Păi normal că nu stă. Se discută și între colegii mei, v-am spus. Bine, gata. Picioare. Diana Stoica, ați sesizat sau sesizați comisia de la Veneția? Nu știu dacă mare brânză se întâmplă și cu treaba asta. Mai sunt și alte state, e adevărat. Problema este că se creează un precedent deosebit de periculos. Când vii și îmi spui că discuți inclusiv o rocadă prezidențială, asta înseamnă că tu știi deja că în 2024 un președinte e de la PSD-PNL și în 2029 e tot de la PNL-PSD. Adică noi mergem ca proștii la vot. Despre asta e vorba. Da, și este o mizerie pe care domnul Ciucă, care după ce că este laș, mai este și mincinos. Deci ei ne mint în față. Gorghiu și toți liderii din PNL au avansat aceste scenarii despre comasare cu luni bune înainte de ziua de azi, în care discutăm numai acest subiect, în condiții în care țara arde, da, avem în stradă protestatari din toate categoriile profesionale, transportatori, fermieri, medici, pacienți, elevi, profesori. Și lucrurile se întâmplă pentru că acest guvern PSD-PNL nu e preocupat decât de niște calcule electorale cinice, în loc să se preocupe să-și facă treaba pentru care îl plătim cu noi toți, adică să rezolve aceste probleme. Noi am sesizat prin colegii mei europarlamentari Vlad Botoș și colegul Eugen Tomac de la PMP, inclusiv comisarii pentru justiție și pentru valori și transparență astăzi, și sper să se facă ceva, pentru că da, este o încălcare, este un atac la democrație și niciun fel de, nu știu, criteriul de acesta electoral nu justifică nicio formă de comasare, mai ales atunci când vine vorba de restrângerea dreptului de vot al oamenilor. Pentru că am văzut că pot să comaseze europarlamentarele unde omul poate să voteze oriunde, cu localele unde poate să voteze doar în circumscripția respectivă, unde ai domiciliu. Deci de unde până unde își permite domnul Ciucă, care nu e în stare să scoată două vorbe legate, că l-am vorbit și aseară, este o rușine că a ocupat funcția de premier a acestei țări, să vină să ne spună că nu vrea să avem democrație, în condiții care au murit oameni pentru dreptul nostru de a vota, pentru libertatea noastră, vine acest ciocoflenter, domnul Ciucă, să vină să ne facă nou aranjamentele în democrație. Cu ce cădere? După domnul ce Ciucă și cu marțafoii colegii lui, că domnul Rareș Bogdan i-a numit marțafoi, eu doar citesc din clasici. Da? Ei, mai, auzi, mai vin și cu următoarea idee. Domne, banii ăștia de economisim noi de la democrație. Se ducă la pensii. Bă, da, chiar atât de analfabeți economic sunteți? Banii de la pensii sunt într-un loc. N-au legătură cu banii de la alegeri. Dar nu suntem tâmpiți toți. Marius Pașcan. Da, e un semn al disperării, în esență, că de ce le-ar comasa? Clar că sondajele indică picaj și la PSD și la PNL și atunci, în disperare de cauză, au analizat oarecum s-ar putea salva. Și au găsit soluția să le lipească, pentru că la locale oamenii merg, acolo îl votează pe primar, pe președintele Consiliului Județean, pe consilierul local, pe cel județean, și atunci este o mai bună prezență. Iar prin această bună prezență speră că vor rămâne la butoane câtă vreme atât PSD cât și PNL au cei mai mulți consilieri numeric la nivel național. Și vor să folosească acest statut. Nu interesează democrația, vor să se perpetueze la butoanele puterii în continuare. Ei zic că sunt o guvernare stabilă, de fapt o guvernare a mitomaniei, că tot ceea ce spun nu se regăsește în realitate. Doar minciună, spoială și declarații de-astea bombastico-fantastice. Păi uitați-vă cum prezintă problema Ciucă. Adică nu este ideea lor, dar ei au votat-o, ci merg cu un mandat la PSD, la Ciolacu, și domnul Cosma spune că ei nici măcar n-au luat-o în discuție. Păi chiar ne-i luați de fraier formă. Astăzi nu a fost nicio discuție în acest sens, vă asigur. Eu nu spun că astăzi, domnule, dar chiar așa o dați pe după corcoduș, de ce au primit aia mandat să negocieze dacă nu s-ar fi discutat la vârf? Dacă s-a discutat în cadrul PNL-ului, trebuie să întrebați pe ei. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul și un alt aspect. Când țara arde, au ajuns elevii să protesteze în fața Ministerului Educației. Cum e posibil? Vreau să vă dau dreptate, nu vreau să vă contrazic. Dar să nu uităm și repet, nu s-a luat o decizie și nu neapărat toți colegii noștri sau în PSD cineva este de acord cu această propunere. Dar propuneri de comasare au mai venit și din partea USR-ului. Amintiți-vă, am fost eu în platou cu colegii noastre care spuneau că este o idee să se unească. Nu, la prezidențiale probabil tu a fost sau o discuție, ceva. Nu pot să vă dau numele mai postului, făcut. Dar a fost o discuție, da, o fi care fost o prezidențiale, dar nu pe locale. Marius Pașcan a fost întrerupt, vă rog. Da, eu cred că e evident că doresc să se perpetueze la putere cu orice preț, chiar călcând în picioare democrația, ăsta cu pretextul că vom cheltui bani mai puțini. Păi ce legătură are, domnule, la europarlamentare vorbim de un vot politic național pentru reprezentanții noștri în Parlamentul European.
La locale vorbești despre alte teme, vorbești despre proiectele locale, despre cele care sunt finanțate sau nu, despre ce se asumă un candidat la alegerile locale. Deci sunt teme absolut diferite și chiar divergente pe această speță. Eu nu știu cum vreți să le amestecați așa doar într-un interes de moment și care evident caută să vă salveze cumva în acest picaj al minciunii pe care îl e realizați. Foarte deranjant că suntem luați, nevoie de nicio salvare, suntem luați de proști. Păi nu știu, domnule Cosma, realitatea politică, știți, nu știu, eu am impresia că domnul Ciolacu nu vă mai arată ce se întâmplă în mod real sau nu știu ce se întâmplă acolo la PSD. El vorbește cu Nicu al lui și Nicu al lui vorbește doar cu Marcel al noastră. Noi, 27, da? Haideți ca să ne liniștim. Nu mai e nici 30, 27. Problema la PNL e că e 15. Doamna Constantin, da, mandatul aleșilor este de 4 ani, deci el se încheie al celor locali. Se încheie în septembrie, păi tu faci alegeri în iunie și după aceea... Așa, și nu vreți să avem un haos 4 luni? Să cheltuim lucruri, să ne certăm, să blocăm în consilii? Nu vreți, nu vă place? Da, așa, aici haosul. Era considerentul tehnic. Care, care tehnic? Păi tehnic era de modificarea codului administrativ. Păi nu contează că oricum nu-și ia mandatul. Nu în sensul de a lua apărarea, ci de a spune că ăla era considerentul tehnic, că spunea domnul Ciucă că vrea să modifice codul administrativ. Să modifice când, ce vrea dânsul, da? Dar oricum asta spune. Primarul ales în 27 septembrie 2020... Da? Nu pleacă din funcție până nu se termină 27 septembrie 2020, că scrie în Constituție. Poate să modifice domnul Ciucă și statutul PNL-ului, că nu ne ajută pe noi. Da, domnul Ciucă se ducă pe la școală mai întâi. Dar văd că noastră la PSD, mie îmi place, că eu sunt... Da, eu nu sunt pro-Gioană. Domnul Gioană, înțeleg că e în toate sondajele, aleargă și el pe acolo. Și domnul Ciolacu s-a enervat astăzi un pic așa, a zis că el are treabă la Palatul Victoria, închis elevi și unor pe acasă. Și dacă vrea domnul Gioană să-l sune, care are același număr de telefon. Ia, hai să vedem. Pe ce loc este, de exemplu, Mircea Gioană în sondajele dumneavoastră? Și presupun, dumneavoastră pe ce loc sunteți? Presupun că o să vă anunț dacă simt nevoie. Nu vă supărați de răspuns, dar e strategia fiecărui partid. Dom'le, dacă este deja un candidat care are dublu decât orice alt candidat, părerea mea, și nu-i prima oară când vă spun, nu mai facem alegeri. Pe cum să participe? Conform statutului actual, nu poate participa. Domnul Gioană a plecat și a făcut partid. Poate vine înapoi în partid. Să-l invit eu să vină înapoi. Da. Dacă vrea să vină, să ne caut. Credeți că e posibil această competiție? Eu sunt ori la Palatul Victoria, ori în Chiselev. Foarte puțin timp sunt pe acasă. Deci dacă vrea cineva să mă caute, am același număr de telefon de când s-a apărut telefonia mobilă. Da, Cosma. Deci, păi da, este foarte simplu. Prima calitate, dacă pot să o numesc așa, sau obligație, este să fii membru de partid, să poți să candidezi. Nu înseamnă că nu putem... Că știm cu toții este că foarte firesc ce a spus domnul președinte. Haideți să fim serioși. Și la PSD și la PNL e o se modifică de 3 ori pe zi. Asta nu înseamnă că nu poate să existe o discuție în a susține un candidat independent. Au mai fost situații. Deci statutul niciodată n-a avut caracter de lege în interiorul unui partid. Deocamdată discutăm despre domnul președinte Gioană, care a plecat la un dat din partid și a înființat un alt partid. Știm discuția? Domnul Grindeanu a fost exclus, să-mi discuție cu președintele partidului, în acest sens. Domnul Grindeanu a fost exclus și acum e numărul 2 în partid. Domnul Grindeanu? Da. Nu? Bun, sunt foarte mulți colegi care s-au întors. Și eu am la Bihor, câteva colegi care au revenit în partid. Acolo, la urma urmei, nu criteriile din statut. Fiecăruia. Domnul așa. Coleg, cu tot respectul, nu criteriile din statutul PSD sau sunt convins că și la PNL e același lucru. Nu criteriile din acest statut organizează partidul. Ci acolo sunt relații interpersonale, ca să nu spun mai mult. Calitățile multor colegi dintre ei, nu știți, sunt și găsim oameni fără nicio problemă încât să avem candidat la prezidențiale. Absolut, nu neapărat trebuie absolut. Să ne organizăm sau sigur, să ne orientăm nimeni, către acea nimeni zonă. Nu e obligat să-l comunice de acum. Este prea devreme, pot să fiu de acord. Invitația aceasta este, la urma urmei, foarte corectă și deschisă din partea președintelui la modul la care a fost transmisă. Trebuie să ai o discuție, nu? Este ceva normal. Da, poate candidat unic Bogdan Bărbuceanu, dar nu domnul Gioană în orice caz, PSD cu PNL, ca să ne niștim un pic bine, domnul Gioană s-a mai interesat pentru că dimineață. Nu văd o înțelegere atât de bună între cele două partide. Între Nicu și Marcel există. Bun, dar trebuie să existe oarecum și în eșalonul 2, ca să spun, nu și mai departe, dar cel puțin în, după Nicu și Marcel trebuie să existe. Eu zic că dacă o lasă pe doamna Firea să candideze la București, domnul Ciolacu o să aibă niște luni foarte liniștite oricum, în perioada următoare. Și dacă s-au stabilit aceste lucruri, cu siguranță, că nu o să le aflăm acum, este mult prea devreme. Da, dar mie îmi place că domnul Ciolacu zice că dacă a câștigat deja Gioană în sondaje, de ce mai facem alegeri? Păi dacă voi faceți rocadă prezidențială, de ce? Mama naiba, mai facem alegeri? Bun, domnul Ciolacu, în schimb, are buletinul pe Dark Web.
i l-au urcat hackerii. Oameni buni, deci această breșă de securitate de la Camera Deputaților, că le-au spart ieri site-ul, a adus în mâna hackerilor 316 documente, printre care foarte multe documente care conțin date personale ale parlamentarilor. Domnul Ciolacu însă are buletinul el și cu Kelemen Hunor, nu știu ce le-a plăcut la hackerii ăștia de ei doi, și se cer 40.000 de euro recompensă. Domnul Ciolacu de dimineață a zis că el nu dă nicio recompensă, că o să schimbe buletinul. Diana Stoica, buletinul tău unde e? Probabil tot în acea breșă de securitate cauzată, dacă mă întrebați pe mine, odată de incompetența oamenilor care au fost numiți în aceste funcții din instituții cheie din țara noastră de către PSD și PNL, în al doilea rând de lipsa de fonduri pentru oameni competenți în aceste funcții, noi am cerut suplimentarea bugetului Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică anul trecut, acum, la finalul anului 2023, PSD și PNL au votat împotrivă, ei probabil nici nu înțeleg, vă dați seama că eu cred că mulți oameni de la PSD și la PNL nici nu știu să folosească un calculator, dar este o chestiune foarte serioasă. Să ne mai tot întrerupe, încă e pe telefon. Păi, te rog, Diana. Păi vă permit apoi, aveți uitat și aveți de zis. Te rog, Diana. Au fost în stare să spargă, practic, interfața și site-ul și baza de date a unuia dintre cele mai instituții, importante instituții din România. Deci, conform Constituției, cea mai importantă instituție din România. Ce să ne mai gândim la primării sau deconcentrate de prin țară? Vă dați seama că nu există niciun fel de securitate cibernetică, din păcate. Am înțeles că au dat vina pe un funcționar că a apăsat greșit pe un link. Acum ziceți, domnule Cozma, că până acum era supac. Doream să-i spun, doamne Stoica, doar că nu trebuie să ajungem la jigniri, indiferent de punctajele la partid sau. Păi da, nu, dar spuneți că sunt colegi care nu știu să deschid un calculator. Haideți, mi se pare, nu știu, sunt colegii dumneavoastră deputați, vă intersectați cu ei. Nu știu dacă merg astfel de discuții între dumneavoastră. Mie mi se pare un pic dusă cam la extrem discuția. Dar în fine, ideea este că, da, într-adevăr, tehnologia asta o să ne bată la un moment dat. Sunt și alte țări unde s-au întâmplat chestiuni de genul ăsta. Da, tocmai de aceea eforturile pentru digitalizare și pentru modul în care controlăm situații de genul ăsta trebuie să fie sporite. Și uitați, colegul meu de la digitalizare, domnul Gurea, face o treabă excepțională acolo. Și ce anume a făcut? Sunt foarte multe proiecte la care s-a dat atât de multe securitate cibernetică. Da, nu sunt specialist la MCDI. Vă spun doar că știu proiecte. Auziți, dar dacă tot îl cunoașteți așa bine, că eu i-am mai transmis domnului premier, chiar i-am transmis, dar poate spune și noastră la colegul ăsta al noastră care are probleme cu doctoratul, să-i spuneți noastră că la digitalizare, la autoritatea asta, șoferul de la instituție are salariu mai mare decât IT-istul la digitalizare. Da, e autoritatea pentru digitalizare, unde șoferul are salariu mai mare decât IT-istul. E o informație, eu nu pot verifica. Păi, dacă puteți să vă duci, pe cum să nu avem? Am dezbătut-o de 100 de ori în presa din România. Am văzut subiectul și legat de faptul că sunt puțini IT-ști, dar avem o problemă în toate instituțiile. Puțin, domne, dacă plătiți șoferul mai mult decât IT-stul, cum dracu să vină IT-stul? Chiar suntem nebuni la cap? Eu nu știu cum e posibil. Păi cum? Dar cine, chiar domne, cum poate să ajungă un șofer? Întrebați-mă că vă răspund că eu... Luând grila de salarizare... Știți cum e posibil? Românii au făcut asta, nu? Cine guvernează, domnule, țara asta? Și noi avem câțiva colegi care sunt angajați pe aceste posturi și credeți-mă, au salariile mici. Pe cuvântul meu și eu fac un exercițiu de imaginație, vorba lui Dăncilă, și nu-mi iese nici cum. Da, am înțeles, bine. Da, Marius Pașcan, când erați parlamentar, v-ați fi lăsat pe acolo buletinul, sper să nu-l găsiți pe dark web, că înțeleg că e pe buletine acum, asta interesează. Era o glumă interesantă că i s-au luat lui Ciolacu buletinul să voteze cu alt partid și lui Kelemen poate să voteze cu Aurul, nu știu. Da, ce să zic. Sunt vreo 30 de angajați acolo prin sectoarele astea de informatică, IT, protecție de date. Mă întreb ce ori fi făcut, pentru că atacul a fost prin 28 și din 29 au tot extras documente în volum mare. Prin urmare, nu știu dacă îți mai justifică existența, că una este să fii atacat și deprins și alta este să te trezești după câteva zile și să constați că au dispărut documente esențiale. Problema este alta, cu trimitere mai lungă. Dom'le, dacă au reușit să spargă site-ul și au luat date de la Camera Deputaților. Noi avem un an electoral în care se lucrează și pe informatică, și informatic, și pe date securizate. Și ne putem aștepta implicit acestea să fie hăcuite sau cine știe ce surprize să avem. De aceea cred că e un moment foarte serios, implicit pentru instituțiile statului, să identifice de unde vine acest atac și cum pot fi contracarate în viitor, că n-or fi singurele. Suntem totuși într-o zonă de război hibrid, suntem la granița unei țări aflate în război, nu doar nici rușii, nici ceilalți puteri care prin asta câștigă bani și caută cumva să penetreze sisteme de securitate ale unor instituții.
Ați văzut și WikiLeaks, că a fost un scandal internațional pe documente care au fost piratate implicit din sectorul militar, la nivelul apărării Statelor Unite și mai apoi ajuns în spațiul public, chiar date secrete de la ambasade. Da, se întâmplă și la case mai mari, dar la noi se întâmplă și nu-mi prostie multă și cred că uita buletinul premierului totuși acolo. Sigur, noi ne distrăm oarecum că vedem sau ne amuzăm că vedem aceste buletine măzgălite și așa mai departe și că au fost sustrase, dar aici e vorba de siguranța națională, să nu uităm că în cadrul Parlamentului există o comisie cu privire la verificarea controlului SRI. Așa e. Cu siguranță că în această instituție, în arhivele electronice, sunt documente clasificate care se pot referi la siguranța națională. Deci, cred că nu ne putem juca cu acest aspect, mai ales în contextul actual. Iar suma care este cerută e derizorie. Adică eu n-am mai... Sigur, s-a mai întâmplat și în alt... Da. Adică era buletinul contra 0 pentru a induce ideea că, de fapt, hackerii vor această sumă de bani. Dar, cu siguranță, interesul este altul și eu îl văd ca... vizând securitatea națională. Și e sigur că sunt convins că SRI-ul deja a luat măsuri, dar aceste măsuri cred că trebuiau luate. Adică nu putem lăsa o instituție de asta în voința unei persoane, indiferent cine ar fi ea, sigur, vremelnic la conducerea acestei instituții, că înțeleg că s-a refuzat achiziționarea unor programe care să asigure aceste securitate. Cred că nu e posibil să lași unui om sau unui grup de oameni latitudinea să hotărească în acest sens, atâta vreme cât vizează siguranța națională. Am înțeles că exact acces inclusiv în dispozitivele electronice ale parlamentarilor, acolo nu-s doar voturi, într-adevăr, sunt o mulțime de chestiuni, în fine. O să ne lămurim, dacă o să ne și explice cineva până la capăt în realitate ce s-a întâmplat și ce fel de documente, pentru că dacă sunt doar niște buletine și agenda de la comisii, nu-i mare brânză neapărat, dar dacă sunt într-adevăr niște documente clasificate și așa mai departe, avem o problemă reală de securitate. Diana, îți mulțumesc, știu că ai un eveniment în agenda, mulțumesc că ai fost aici. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, mai avem câteva teme de dezbătut cu invitații. Și uite că s-a înfăptuit plafonarea, marea plafonare din nou, a dispărut bulionul, a dispărut cozonacul de pe listă și ce să vezi, a apărut majunul. Asta și pentru că e o problemă cu taxa aceea pe zahăr, dar foarte interesant. Domnule Cosma, toată lumea a zis, hai să vedem întâi și produsele, că și asta e foarte amuzant. Bun, pâinea, laptele, brânza telemea, cum a fost și data trecută, iaurtul simplu corect, făină mălai, aici poate ați aflat că există producători sau retaileri care pun la 1,05 kg de mălai să fenteze plafonarea, ouă de găină calibru M, ulei de floarea soarelui până la 2 litri, carne de pui, carne de porc, diversele acolo sortimente, legumele proaspete, am aflat cu ocazia asta că fasolea uscată e o legumă proaspătă, așa, fructe proaspete, iarăși că mănâncă mult România asta cu struguri și pere, sunt fierți pe struguri și pere, cartofi proaspeți doar albi, zahăr alb la 1 kg, smântâna, untul până la 250 de grame, să nu vă duceți să luați cu kilogramul acum, dar la 250 pachetul de unt și magiun, domnește, magiun așa, să-l plafonăm și pe ăsta. Doamne, v-a zis toată lumea, domnule Cosma, deci toate retailerii, producătorii, procesatori, toată lumea supărată, este nouată cu plafonarea asta. Acum, iarăși ați prelungit-o două luni. Eu nu zic, o fi la unele, eu am fost corect, am spus, am văzut la lapte, recunosc, am văzut schimbări de preț în jos, bun, dar tot ce am văzut cu toții și poate cred că mergeți la cumpărături. Normal, sigur. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 20%, cu 30%, pentru că nimeni nu-i tâmpit, trebuie să-și ia de undeva să-și recupereze profitul, că între timp ați dat ordonanțele cu fiscalitatea ca să ne măriți taxele, să ne nebuniți de cap. De undeva bani trebuiau să vină. Deci de ce s-a mai dat asta? Cu ce efecte? Și ce aveți cu magiunul? De unde apar produsele astea? Ce-i cu el? Exact acest lucru vreau și eu să spun, că într-adevăr, din toate cifrele pe care le avem, s-a dovedit că a fost utilă la unele produse. În schimb, păi nu, păi ați spus, cum să nu ați spus mai înainte? Ce, la lapte? Adică a fost păi și pentru asta trebuie utilă. Să plafonezi totul, să crească detergenții cu 20%. Cu niște categorii de produse care vin în ajutorarea celor care folosesc, toți folosim aceste produse, și carnea de porc și carnea de pui. Problema mare este cealaltă, exact ce ați spus, să crește în zona cealaltă de produse care nu sunt alimentare, din X motive. Și aici înțelegerea pe care au avut-o cu retailer și cu marile magazine guvernul a fost asta, încât să nu se exagereze nici în categoria aceea de produse, dar totuși e
cum să spun, e o piață în care ei pot să-și crească aceste tipuri de produse. Ce cred eu că poate fi făcut este ca instituțiile de control care trebuie să controleze, să nu se exagereze la aceste tipuri de produse, să-și facă cum, treaba. Vorbim de ANAF, ce vorbim de ANAF? Ce să facă ANAF? Avem situații în care avem situații în care trebuie făcute controle. Este foarte simplu, în magazine, pentru a verifica dacă totuși nu sunt niște depășiri la unele produse care sunt exagerate. Așa, totuși, sub cum încadrați sau... într-o democrație și într-o economie de piață liberă? Nu este vorba despre aceasta, este vorba de a nu exagera la anumite categorii de produse. E vorba de profit. Profit eu poate să pună este cât vorba dorește. De profit, dar nu trebuie să fie un profit pe spatele românilor. Trebuie să fim echilibrați și din punctul ăsta de vedere. Domne, da, și uitați, au acceptat discuția cu guvernul. Da, 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 le-a spus ceva. Păi ce să le propun guvernul? Eu n-am participat la negocierile, păi, dar știu să promite. Atunci vă rog, eu nu spuneți că nu le-a promis, că știi în ce li s-a promis. Discuția foarte de bun simț din ceea ce s-a spus. Da, de mare bun simț. Deci, domnule Cosma, stați un pic, noastră, ce vreți să mai facă ANAF? Există anumite categorii de produse care sub care o formă sau alta, inclusiv la... Mă refeream la categoriile acestea de produse, așa, că trebuie să vadă dacă, într-adevăr, plafonarea este respectată. Instituțiile de control, v-am dat un exemplu general, că vorbim de ANAF, că vorbim de ANPC și așa mai departe. Da? Plafonarea asta, înțelegeți că ea a fost, cum să spun, acceptată din bunăvoința retailer-producători, pentru că dumneavoastră legal nu o puteți impune, e o piață liberă. Sunt convins că nu a fost o chestiune care să-i bucure neapărat. Dar pe de altă parte, faptul că există aceste categorii de produse și sunt plafonate nu e un lucru rău. S-a dovedit. Păi, dar s-a dovedit că sunt pe care celelalte. Înțelegeți? Păi, poate dacă le lăsați la liber, nu mai creștea prețul la detergenți cu 23%. Înțelegeți asta? Că ele sunt împreună într-o piață. Dar nu știu dacă era un efect neapărat la modul că nu creștea. Pentru că, haideți să ne uităm un pic ce se întâmplă și în alte țări. Și în alte țări produsele au crescut. Și din X motive. Din influențe care vin legate de război. Da, păi nu doar despre război. Păi dacă vreau să rezolvați specula despre care spuneți, nu domnule Cosma, ca la aia vă refereați, poate verifica și cisternele alea de zahăr care intrau în România, se ambalau în pungulițe aici la noi și se luau la niște prețuri foarte mici, se vindeau la niște prețuri mari, că nici nu-i greu nu să faceți această analiză. Să-și facă treaba, asta păi să-și facă, da, păștia nu i-a deranjat nimeni cu absolut nimic, pentru că ei sunt foarte bine coordonați politic. Pentru că doamna care ambalează zahăr din cisterne din Ucraina, eu vă dau așa, da? Și scrie non-UE acolo, doamna ambalează și zahărul care se dă la ajutoare sociale și e foarte bine conectată la licitații publice. Bogdan Bărbuceanu, cum adică să verificăm, să le impunem cât să pună profitul? Primul, știm cu toții că într-o economie liberă, într-o economie de piață, nu putem plafona prețurile. Prețurile sunt făcute de piața liberă, că de aceea e economie de piață. În momentul când intervii cu asemenea măsuri, sigur că o să creezi niște dezechilibre pe care le vedem, pe care le discutăm și analizând ajungem la concluzia că cel mai probabil aceasta este cauza. Funcționează și în alte țări această plafonare. Nu e bun, nimic nou. Dar nu este un element natural, o măsură corectă vis-a-vis de modul cum trebuie să puteau funcționeze să economia. Puteau să umblă la TVA, de exemplu. Păi bun, sigur, dar... puteau, da? Pe de altă parte știm și eu am invocat Constituția 47, ne spune că guvernul trebuie să ia măsuri de creștere economică, măsuri economice de corecte, să verifice dacă e speculă, nu știu, da. Care să ducă, sigur, și de protecție socială, care să ducă la un nivel de trai decent al populației. Lucrul ăsta nu prea se face, adică eu constat că, nefiind economist de sigur, dar ascult și eu părerile unor economiști și îmi dau seama că mulți au dreptate. Se iau măsuri care au impact negativ. Sigur, dacă aparent au un impact imediat pozitiv sau așa cum îl dorește guvernul, pe timp mediu sau lung, au impact negativ asupra economiei. Și atunci, sigur că acest guvern, ca și toate care au fost, ar fi trebuit să cântărească foarte bine aceste măsuri și să le ia în cunoștință de cauză cu specialiști. Dar eu cred că specialiștii ei n-au... Da, îl salut și pe Feliciu Paraschiv de la Micii Comercianți. Bun găsit, domnule Paraschiv, vorbind de minunata plafonare. Mulțumesc că sunteți aici. Vreau înainte să iau și opinia lui Marius Pașcan și apoi vin la dumneavoastră. Ca să înțelegeți și noi, domnule, de ce era că, uite, aici a reprezentatul PSD, a zis că să vină ANAF-ul să verifice dacă dumneavoastră respectați plafonarea. Marius Pașcan, te rog. Sunt măsuri pur electoraliste, de imagine, fără un efect evident, fără îmbunătățirea existenței a vieții omului de rând. Acum că e cu 0,5 bani mai ieftin un produs chiar așa esențial îl ajută, problema este însă de fond. De ce nu vă implicați
să vedeți ce se întâmplă cu aceste produse de tranzit care se desfac în România din Ucraina, de ce nu ajunge să-l ajutați într-adevăr pe micul agricultor. V-au spus agricultorii și aici în emisiune, sunt produse agricole la care avem capacitate de a acoperi nevoile României 100% și noi nu îi ajutăm pe producători. Nu sunt niște depozite de desfacere, de refrigerare, de vânzare, de revânzare și așa mai departe. N-au niciun fel de ajutor, niciun fel de bonificații. Ei și astăzi agricultura României transmite materii prime către export și le importă mai apoi ca produse finite și cu adaosurile necesare. Asigurați acest lanț de la materie primă la producător, la comerciant, încât într-adevăr să se simtă acel patriotism economic clamat, demagogic de premierul. Păi nu mai e, domne, nimic românesc în magazine. Domnule Feliciu Paraschiv, sunteți bucuros că e magiunul acum a plafonat? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre, mulțumesc de, invitație. Nu am găsit relevanța listării magiunului pe lista produselor plafonate, pentru că n-am înțeles nici de ce. Și pe noi ne întreabă diferite lume, domnule, la ce se folosește? S-a scos cozonacul, s-a introdus magiunul. La clătite. Cozonacul. Dar în rest funcționează, nu funcționează plafonarea asta? Dați-ne niște argumente ca să înțelegem, că mereu ați spus că, doamne, n-ar mai trebui prelungită. De ce? Deci, în primul rând, deontologic vorbind, nu e bine să te amesteci în modul în care prețul se realizează într-o societate democratică. Adică prețul trebuie făcut de cerere și ofertă. Dacă vrem produse mai ieftine, trebuie să avem producție mai mare. Și asta este foarte simplu și foarte clar pe înțelesul tuturor. Dacă blocăm importul de morcov din Turcia prin suprataxare cu taxe vamale de 500%, vom avea la anul morcov românești mai mult și mai ieftin. Nu facem chestia asta, o să avem în continuare morcov turcești și roșii turcești cu 10 lei. Dacă nu producem carne de porc, o să avem în continuare carne de porc scumpă, pentru că 80% vine din import. Nu știu de ce e așa de greu de înțeles. Plafonarea asta e de fațadă. Și vă pot spune foarte simplu. Plafonăm niște produse, retailerul își face niște calcule economice stricte, el trebuie să existe pe piață cu o balanță pozitivă și atunci decide că trebuie să mărească prețurile altor produse ca să iasă cu balanța pe plus. Pentru că fiecare companie are o viață economică, are niște cheltuieli, are niște plăți și e obligată ca la un final de exercițiu financiar să iasă pe plus, că altfel intră în faliment. Dacă îmi tai din partea stângă, din partea produselor alimentare, îmi tai marja de adaos și mă oblig să fac o plafonare în zona aia, clar că voi crește prețurile dincoace în zona de produse nealimentare. Noi am subliniat chestia asta. Am putut o lună de zile și am acceptat. Dom'le, hai să vedem cum să facem să nu ridicăm prețurile. Am mai acceptat și o prelungire, încă 3 luni de zile. Acum iar o prelungire de... Atunci, încă 60 de zile, da. Domnule Cosma, hai de 30 de secunde să-i răspundem domnului Paraschiv. E exact ce am spus și înainte. Nu știu de ce nu trebuie să fie o măsură bună. Faptul că, într-adevăr, există discuții legate de celelalte produse care urcă. Da, este o decizie a celui care comercializează produsele. Dar, la urma urmei, suntem totuși într-o situație, așa cum este, internațională, economică, care nu ne bucură pe toți, statul trebuie să intervină. Haideți să ne aducem aminte și legat de facturile de energie din anii trecuți, da? Din anul trecut, de fapt. Cum ar fi arătat lucrurile dacă n-ar fi intervenit guvernul să plafoneze, totuși decât cât ar fi plătit românii din buzunar? Așa acolo a fost o discuție. Domnule Paraschiv, un răspuns că mergem în publicitate. Statul, nu poate să uite. Deci, domnul Cosma, dacă îmi permiteți să intervin. Sport. O secundă. Păi, domnule, cum să cumpărăm energie cu 1,40 lei când știm că hidroelectrica o produce cu 0,20 de bani? Mulțumesc, domnule Paraschiv, mulțumesc. Scurtă pauză, ne întoarcem. Scurtă pauză, ne întoarcem.